ajuns. Bam, 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 bam! Astăzi o să fie o zi așa. Pentru că astăzi o să fie o zi așa lungă. Pentru că astăzi vreau să vă prezint ce am făcut eu. Dar înainte să începem acest filmuleț, nu uitați să dați like. Să apăsați butonașul ăla de like. Și să vă abonați la canalul de Maria Sand Oficial, dacă mai aveți episoade de genul. Deci acum, astăzi am făcut pe această fată și mai am încă multe. Hopa, prieten. Aici am foarte multe punguțe. Este cu Eduard Sand, fratele meu. Intrați pe canalul lui și să vă abonați dacă nu sunteți abonați la canalul lui. Avem așa cu Among Us. După aia avem așa, cu un dam, cu albinuțe, cu albinuțe. Și avem cu Roblox, Brookhaven. Evident este preferatul meu pentru că l-am făcut așa bine. Dar cred că astăzi o să deschidem pe acesta, stați un pic. Pe acesta cu Among Us. Oh my god! Pentru asta avem nevoie de această prafică, evident. Și uitați cât bine este și reușit acesta. Mă rog, nu mai contează, hai să începem. Ne arată că trebuie să tăim cu frufecuța de aici. Deci, ok, mă rog, stai de aici pentru că altfel nu pot, prieteni. Stați un pic, prieteni, stați. I-am tăiat, prieten, acum, haide, stați un pic. Prieten, în orice caz trebuia să fac ceva. Deci am tăiat. Ia uitați-vă, așa arată un interior. Hai să scoatem. Să vedem ce este. Uitați ce doi Among Us. Foarte cute. Deci avem doi Among Us foarte cute. Prieteni, uitați, care este impostorul? Deci care este impostorul, dar aparent în pungă, prieteni, nu mai este nimic. Deci care este impostorul? Ăsta nu-i impostorul, ăsta nu-i. Păi, atunci n-are sens, care e impostorul? Deci bă, care e impostorul? Nu-mi dau seama. Să mai văd dacă mai e ceva în pungă, prieteni. Verific bine cu mâna. Eu cred că nu mai e nimic. Bun. Și impostorul e în alt pic. Într-adevăr, nu mai e nimic, dar stați că simt o hârtiuță aici. Nu pot să o scot. Am găsit figurina rară, impostorul, uitați-vă, nu știu ce chestia asta, uitați-vă, e îmbrăcat în negru, impostorul, este epic, adică, mă rog, am zis rar, dar e epic, pardon, că scria pe spate, dar nu pe el n-a observat. Ok, acest Among Us am făcut, pe care mi-a plăcut super mult. Deci, da, avem aici cu Among Us, deci. Și mai avem doar trei. Pe ăsta. Și pe ăsta. Și pe ăsta, pe care îmi place super mult, dar acestea le vom deschide în altă zi. Sau prighi. Am unul perfecționar. O să-l deschidem și pe acesta. O zici că ai copilării la Roma. Edward Sand. Hai să deschidem. Tăiem cu forfecuța, dar ce dacă nu arată, pentru că este făcut de Eddie, probabil. Hop. Sunt curioasă la nebunie, prieteni, să văd ce este aici.
Deci, în primul rând, avem... prieten, uitați ce punguță frumoasă, prieten! Doamne, să fie bine în această punguță și să țină pentru mult timp această punguță, doamne. Deci, hai să spăgim și aceasta. Pa, punguță. Nu o să te uiți niciodată, nici măcar Dumnezeu. Nu știu ce este. Nu știu ce este. Oh! Uitați-vă! Ăsta e Eddie și asta e... Nu știu ce, cine e fata aceasta. Dar mă rog, Eddie. Mă rog, hai să băgăm înapoi în punguță, că știu cum o sta loc. Hai să-l facem din nou prieten, pentru că în caz mai merg la Edis să îi arăt că am muncit. Îi prind din nou. Ok. Aici încerc să lipesc. Acesta l-am făcut chiar eu azi, special pentru Edi. Deci nu. L-am lipit la loc, îl punem la loc în pungă. Stați, așa. Și lipim și pungă acestă mare. Zici că ai copilării la roman. Bella Italia, bella donna. Ai ceva internațional. Prea bun de zici că e real. Tu tichita ca Barcelona. Mai tare decât Maradona. Ai mai respect și ești the best. Vârfă la mine. Deci avem punga pe care am distrus-o eu. Zici că ai, zici că ai, zici că copilă. Da. Perfect, avem încă un set pe care l-am distrus în corridor. Și mai avem pe acesta doar. Pe acesta. Și doar pe acesta care l-am distrus. Doamne, dar nu vreau să-l distrug pe ala acum, că păi era de mirs la ei doar. Dar zici că e ca nou. Na, zici că e nou. Apropo, scrieți comentarii dacă vă place că fac cu Among Us, pentru că eu nu știu dacă îmi place Among Us, dar îmi place. Prieten, dar ce-ar fi să joc cu jocul Among Us, numai că... Stați o secundă. Revin în episodul următor, papa, o să revenim în următorul episod. Deci eu vă spun la toată lumea, papa, și o să ne vedem în episodul următor în care chiar joc Among Us. Pentru că acum aranjez sarcinile, obiectele. Deci o să fie gata când vă... Când o să știți voi, na. Deci, în orice caz, nu uitați să dați like și să vă abon... Like-ul ăla blană și să vă abonați. Și eu vă spun la toată lumea, pa, pa, în următorul episod. Pa, pa!